acesta dat în mâinile voastre, pe care Dumnezeu l-a înălțat. Cine era omul acela? Domnul Iisus Hristos. Ăsta era subiectul primei predici a Apostolului Petru pe care a ținut-o când s-a revărsat Duhul Sfânt. Și ce mai spus el acolo? Zice, Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Înălțarea numelui Domnului Iisus era cel mai valoros lucru pe care Apostolul Petru a găsit de cuvință să-l propovăduiască la prima lui predică. Cei care au auzit propovăduirea lui erau așa de lămuriți de ce vor ei să spună, încât ei au spus la Faptele 4:2, vesteau pe Iisus și învierea. Deseori, la sfârșitul unei predici, dacă întreb pe cineva despre ce s-a vorbit, domne, nu știe să spună. De ce? Poate că n-a fost atent, dar poate că fratele care a vorbit așa de încălcit, încât oamenii n-au știut practic ce a vrut să spună omul acela. A luat de la Adam și de la Geneza și până la Apocalipsa și a făcut un amestec pe peste tot. Nimeni nu știe ce a vrut omul ăla să spună. Dar frații noștri de la început vorbeau așa de clar, încât și vrăjmașilor au înțeles că el vorbea despre Iisus și învierea. Miezul era așa de evident, așa de clar, încât nu era nicio confuzie. Apostolul Petru îl privește pe Domnul Iisus ca împlinirea unor prorocii vechi din Scriptură. Piatra lepădată de voi, zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Și apoi face o declarație care a străbătut secolele și a ajuns și astăzi de aceeași valoare ca și de la început. Nu este sub soare nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât Domnul Iisus Hristos. Ce declarație extraordinară! Ce declarație valoroasă! Nu este nimeni care poate să mântuiască pe cineva decât Domnul Hristos. Cel rău a fost foarte supărat pe apostoli din pricina vestirii numelui Domnului Iisus Hristos și a stârnit pe mai mari poporul Israel să-i oprească pe credincioși de a mai vorbi în numele Domnului Iisus Hristos. Le-a interzis să mai vorbească în numele acesta al Domnului Iisus. Pot să vorbească despre orice, dar nu despre numele Domnului Iisus. Iubiților, nu cumva astăzi cel rău îi amăgește pe credincioși să vorbească despre diferite alte lucruri și nu despre Domnul Iisus Hristos? Nu cumva se ascunde același amăgitor în spatele acelor vorbiri de astăzi în care se vorbește cu tendință? Se face aluzii, se bate șaua ca să înțeleagă măgarul, cum se zice proverbul românesc. Vorbirea cu aluzii este o vorbire dezaprobată de cuvântul lui Dumnezeu. Vorbirea cuvântului lui Dumnezeu este clară și vestește pe Domnul Iisus Hristos ca centru al propovăduirii. Apostolii, le spune la Faptele 4:33, vesteau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus Hristos. Asta era ținta lor. Și care a fost rezultatul? Mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. Singura propovăduire care corespunde nevoii păcătosului pierdut este propovăduirea care înalță pe Domnul Iisus, Mântuitorul păcătoșilor. Nici istoria religiei, nici morala creștină, nici nimic altceva nu răspunde la nevoia păcătosului decât propovăduirea Domnului Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele noastre. Și apostolii spun, pe acest Iisus, pe care voi l-ați desconsiderat și l-ați lepădat, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat. Dumnezeu a înălțat pe Domnul Iisus pe care voi îl nesocotiți. Ne uităm la Filip, evanghelistul, cu atâta plăcere când îl vedem cum era la dispoziția lui Dumnezeu,
ca să se ducă aici și acolo unde era nevoie de vestirea Evangheliei. Și ce făcea Filip când se ducea? Ne spune la Faptele 8:5, le-a propovăduit pe Hristos. Și când se întâlnește cu famenul etiopian, pornește de la cuvântul acela și propovăduiește pe Domnul Iisus Hristos. De asta avea nevoie famenul etiopian. Și care a fost rezultatul? Famenul etiopian se întoarce la Dumnezeu, este botezat cu botezul creștin, pleacă acasă fericit ca un om nou. Gândiți-vă la sutașul Corneliu. Omul acesta era un om religios. El făcea mereu rugăciuni lui Dumnezeu, dădea milostenie la mulți și am putea să spunem, păi Domnule, omul ăsta avea tot ce-i trebuie. Dar Duhul lui Dumnezeu îi vorbește și spune, trimite la Iope și cheamă pe unul Simon. El îți va spune ce trebuie să faci. Ce-i lipsea lui Corneliu? Era un om care le avea toate. După gândirea noastră, el era un om complet, un om religios, un om temător de Dumnezeu, un om care făcea rugăciuni, care făcea milostenii, ce mai lipsea? Zice, du-te și cheamă-l pe Petru, zice și Simon, acela trebuie să spună ceva. Ce lipsea acestui om? Când se duce Petru în casa lui Corneliu, el zice, știți vorba făcută despre Domnul Iisus Hristos? Asta îi lipsea lui Corneliu. Îi lipsea cunoștința despre Domnul Iisus Hristos care poate să-l mântuiască. Asta îi lipsea. Și Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Petru, care nu-și pierde timpul cu altceva, cu divagații de orice natură, ci merge direct la țintă, îi propovădește pe Domnul Iisus și este mântuit el și toată casa lui. Apoi, când Saul din Tars este atins de lumina aceea strălucitoare și cade cu fața la pământ, își pierde vederea, Domnul Iisus îl trimite pe un credincios din Damasc, numit Anania, și îi spune așa, du-te în cutare loc, acolo se găsește pe un om, Saul, și să te duci să își capete vederea. Anania se târguiește puțin cu Dumnezeu. Păi da, dar zice, omul ăsta e periculos, ăsta a venit cu documente ca să ne bage la închisoare pe toți. Zice, du-te! Iată, el se roagă. Este un vas pe care l-am ales. De ce? Ca să ducă numele meu. Un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu. Asta era esența chemării apostolului Pavel, să ducă numele Domnului Iisus Hristos. Și l-a dus. Așa a ajuns Evanghelia și la noi. De aceea, el ne transmite acest gând al inimii lui când ne spune, n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El și-a împlinit misiunea